și te conectezi telepatic cu partea sufletească a tinei. 1, 2, 3. Da, o văd. Da, este. Este ea. Avem și acordul. Mi-a apărut un bărbat chinez. Este într-o altă viață. Are chelie pe cap, are păr doar pe lateral. E un luptător. Da. Dar e în vârstă. A fost luptător de arte marțiale. Aici are 87 de ani. Da. Și spune că a avut o viață grea, de solitar. A tânjit după o familie, dar nu și-a putut o face. Pentru că tot timpul a trebuit să plece, să fugă. Spune că a omorât mulți oameni. Da. Și pentru asta îi pare rău. De aceea era căutat de multe ori și urmărit și vreau să-l prindă, dar el făcea dreptate, spune. Pentru că acei oameni pe care el i-a omorât făcea mult rău altor Deci, suflete. Deci a omorât în spiritul dreptății și echității. Da, da. Un fel de haiduc la noi sau Robin Hood, da, de genul. Ca să fac o analogie. Acum aici văd că îi pare rău pentru că a ucis. Nu știe dacă deciziile care le-a luat în această viață au fost cele mai bune. Are remușcări. E trist că e singur. Nu are prieteni, nu are familie, trăiește în pădure, singur, solitar. Okay. Untea care o face cu viața aceasta este odată singurătatea, da, de a fi singur. Văd suflete pe care el le-a omorât. I-a întâlnit în această viață ca bărbați și prezentă, da, în care vine ca tine, și cumva a fost karmic ca să nu rămână cu nici unul și văd că toți bărbații pe care i-a întâlnit în această viață sunt suflete care i-a omorât în acea viață. Bărbații, te refer la posibil parteneri. Ah, posibil parteneri. Da. Sau și clienții ei. La posibil parteneri văd că face legătura. Între clienții ei sunt persoanele care sufletele care le-a salvat din mâinile acelor bărbați. Uzurpatori. Da, în acea viață. Și mai văd aici o părere de rău și de nesiguranță la bătrânețe, pentru că aici mi s-a arătat ca la bătrânețe, la 87 de ani.
Și mai e părerea de rău că nu a putut să aibă o familie, Da. Cum și acum o are tine. Da. Da? Da. Își caută un partener în sensul că, adică își caută, în sensul că i-ar plăcea să-și găsească pe cineva. Da? Și aspectul fizic cumva seamănă cu acesta din această viață ca problemă capilară pe care o are cu alopecia. Văd Mie mi s-a părut că bine. Și ca fizionomie seamănă un pic. Adică Tina are ochi un pic ridicați de chinez. Da, seamănă. La colțuri. Uh-huh. Deci seamănă cu această viață de aici, cu da, da. Această amintire, fizionomia și multe gânduri, multe acțiuni pe care le-a făcut aici are repercusiuni în viața prezentă. A câta viață în urmă sau câte vieți am mai avut experiență între aceasta care ai descris-o și Tina? 31. 31 de experiențe. De ce în această experiență face punți sau i s-a dat un contract de încarnare ca să facă punți cu o viață de acum de 31 de experiențe înainte. În timp liniar sunt 31 de vieți, mm-hmm. în timpul astral al sufletului, mm-hmm. este următoarea viață, mm-hmm. după aceea. Okay. Deci a încarnat-o în viitor. Da, am înțeles. Nu au fost liniare încarnările, da? Deci după viața Tinei este următoarea după viața chinezului, da? Da, da, da. Deci în timp eteric, pentru că în plan eteric, pentru că în plan linear, în timpul linear aici pe pământ, această viață a fost de mult, ca ani, ca anul în care a avut loc. Da, Ela, ca ordine a experiențelor. În 807. Deci chinezul în 807. Da. Dar ca ordine a experiențelor. A experienței sufletului. Sufletului este, Tina este după asta, chinezului. Da, ca ordine, este da? Penultima, da. Da, așa este. Și da. Celelalte de 30-29 de vieți, alea au avut loc în timpul liniar, să zicem ca și ani tereștri. Da, da? În ordinea cronologică a anilor tereștri. Tereștri. Da, sper că s-a înțeles. De aceea, sufletul Tinei are în memorie multe din viața chinezului, da? Da. Pentru că face aceste punți, dar asta este o cauză, că și amintește sau că face punți. Dar noi vom vedea că totuși scenariul de încarnare pe viața aceasta, făcut de alții, au avut în vedere tocmai lucrul acesta. Da? De a repeta oarecum o experiență, de a-i repeta cum ar veni trăirile, neîmplinirile sufletului din acea experiență, de a le aduce în asta. Da. Da? Da. Eu zic să... Hai să vedem contractul de încarnare pe viața aceasta. Și să vedem ce spune. Că pe important să vedem ce... Viața ce de plan, Tina care sau... plan? Viața de Tinei, da. Ok. Da, suntem cu contractul în față. Văd dezamăgire, neîncredere. Plata vieților acelor suflete luate și plată karmică, adică ei să apară în viața ei și să întoarcă cumva suferința, singurătate, amărăciune văd și a nu se simți iubită, a se simți singură,
a se simți respinsă și a nu se simți iubită de nimeni. Și această dorință o are de a se simți dorită, iubită, apreciată și nu are cine să-i ofere toate aceste... De asta de unde îi vine sufletului? Dorința aceasta de a se simți iubită, apreciată. Apreciată de cine? Asta vine din dorința de a avea o familie și de a se uni cu un alt suflet, de a se completa, de a nu fi singură. De unde vine asta, dorința aceasta? Este a ei dintr-o altă viață? Este indusă de cineva? Din acea viață. Din acea viață indusă, a preluat-o ideea, da? Deci a venit aici și a venit și cu ideea aceea, da? Cu ceea ce neîmplinirile din acea viață. Da. Bine. La consiliu aici, cine a scris acest scenariu? Fădom Antida. Doi Alfa Draco și doi Lux. Ăștia fac parte din și consiliu? Da, și ăștia sunt și în câmpurile ei. Și mai văd pe Iahve. Da. Dar Iahve, nu știu, parcă stă deoparte. Nu prea el activ aici. Nu. Doar e un contract vechi și papă și el îi vine rația de energie. Da. Da? Este ceva în stare latentă, activat din când în când pentru el. Ok. Acum aș vrea să văd ce i-au spus la consiliul acesta când a venit din viața chinezului. Ce i-au reproșat? Crimele. Nu. Cruzimea, furia pe care o avea față de acești oameni și forma lui independentă de existență. Adică nu era bine? Nu, i-au reproșat acest lucru. De ce nu era bine? Adică să ajungi să-ți reproșeze și faptul că era independent, nene. E că tu ai trăit pe costișă. N-ai avut vecini, n-ai avut nimică. Ai pe fost prea independent și asta nu e bine, taic. Pe acea vreme, în acea cultură, era o societate destul de unificată, să zic așa. Clanuri, adică trăiau. Da. În clanuri. Da. De-aia se și băteau și se omorau, pentru că făcuseră școlile astea de arte marțiale și se căsăpeau unii pe alții. Și s-a spus că nu s-a integrat în societate și trebuie să repare acest lucru, să se integreze, pentru că acesta e scopul unei vieți. Da, scopul unei vieți, da, acesta este. De a se integra și de a prelua o grămadă de programe și entități de la alții. Acesta este și scopul familiei. Tot asta e scop. Și de a te condiționa și a te strânge și constrânge prin toate mijloacele materiale pe Terra, astfel încât tu să nu poți să respiri, să nu poți să răsufli. Pentru că dacă ai avea un puțin răgaz să faci asta, ai căpătat, poate îți vine o idee, dacă îți vine o idee, să te conectezi cu sinele și să capezi conștientizare și să nu mai vrei să stai în sistem. Da, exact. Și în sistemele lor, adică. Da? Ok. Acum sufletul, hai să-i dăm sufletelului ăla o sferă cu toate informațiile care noi le știm și tot ceea ce din conștiința e adevărată, toate informațiile, tot ceea ce ai experimentat. Da, îi facem o sferă cu lumină pură și o dăm cu toată informația pe care noi o avem
și toată informația din conștiința e pură. Da, o primește. Da, absorbit-o pe toată. Da. N-a absorbit-o sau a absorbit? A absorbit-o pe toată. A absorbit. Da. Ok. Acum, aș vrea să se uite. Face un ecran ăla. Îi arăți? Atunci când omora în viața chinezului toți oamenii care au omorât, să vedem din punct de vedere eteric dacă el îi omora sau altcineva, sau altcineva îi insufla, sau, eu știu, nu știu, dacă sunt acțiunile lui deliberate. Nu. Pe ecran a apărut, am deschis un ecran energetic, iar pe ecran a apărut că Alpha Draco, doi Alpha Draco, din câmpurile lui făceau toate acțiunile și gândurile și ideile și tot. Și vede acest lucru acum. Vede. Ăștia sunt aici la Consiliu? Da. Ăștia doi, Alpha de aici, de la Consiliu, da? Da. De ce ea făceau toate astea? Da. Și dacă ne uităm în viața actuală, îi mai găsim? Păi mi-ai zis, parcă. Da. Îi mai găsim pe ăștia Alpha 2, da? Da. Da. Ceva aici putred la mijloc. Ce zice sufletul? Înțelege că a fost manipulată și urmărită de peste tot de aceștia și că ei au făcut acțiunile și acum îi le pune ei în cârcă. Le pun ca și cum ea, adică, a fost decizia ei, dar acum vede că totul a fost indus, totul a fost controlat mental de ei. Vede cum gândurile ei nu-i aparțineau, de fapt. Ideile nu-i aparțineau. Simțea această dorință de a face dreptate, dar știa că poate să aibă repercursiuni și totuși făcea toate acele lucruri în ideea de a salva oamenii. S-a da, folosit. A salvat oameni? A salvat oameni din mâna lor, da. Da. Ok. Dar nu cu acest preț, da? Putem face dreptate, dar nu scoțând niște suflete din experiențe. Orice cei care o puneau, au pus acel bărbat chinez să facă asta, erau tocmai ăștia care îl judecau acum și scriau noul scenariu. Da, acum da? Vede și înțelege. Și la fel acționau și asupra lor, în câmpurile lor, alții ca aceste entități cum le avea el, pe care îi vede în câmpurile lui. Acum vede că și aceia acționau la fel, în impulsuri și asupra gânduri. Asupra minților. Asupra minților, da. Acelor oameni. Păi ia, se cheme pe Draco, Alpha Draco ăsta în față, sau doi, sau care e șeful aici? Da, vine unul. Și să îl întrebe, cum vine asta? Adică ei făceau lucrurile alea? Spune, tu nu mă tragi pe mine la răspundere. Serios? Vrea să vadă? Vrea să vadă cine deține puterea aici? Cine îndreptății să dețină puterea aici? Vrea să-i arate sufletul? Dacă cumva crede că sufletul este atât de prost încât nu-și aduce aminte? Anulez cuvântul. Că ei pe asta mizează. Vrea să vadă? Ia să sufletelul să-i spună ce are de spus lui ăsta. Cine deține puterea aici, sufletel? Sufletul să știe că e un pic frică. Da? De cine e frică? Și de ce e frică? Inspiră frică aceste entități. Da? Pentru că vede cum îl poate manipula și cum l-au manipulat. Mm-hmm. Îi spun să-și crească. Păi tocmai pură. Pentru că i-a fost frică. Au făcut ce au făcut, da. Au făcut ce au făcut. Îi spun să-și crească lumina pură din pieptul lui, să-și mărească puterea, să acceseze mai bine toate informațiile și să vadă că cu această frică reușesc să-l manipuleze și să scoată această frică afară. Și toate rădăcinile ei, ăla. Da.
din toate amintirile pe care le-au toate impus. Formele, sub toate formele. Da, sub toate formele, sub orice energie, orice amintire pe care a trăit-o vreodată. Ok. Și-a ridicat vibrația și a intensificat lumina. Nu e frică acum de ei? Nu. Nu-i mai e frică. Și acum îi spune că scenariile îi aparțin, sunt ale lui, n-are decât să și le facă pentru el. Să și să și le facă el. Și să experimenteze el pe scenariile lui. Nu-i mai acceptă nicio intruziune, nu-i acceptă niciun scenariu, nu-i acceptă nicio idee, niciun gând și nicio vinovăție care îi pune în cârcă. Să și le asume el, sunt acțiunile lui, pentru că el... ale celui care le-a gândit, făcut, da? Nu neapărat și ale celui indus. Care le-a făcut. Da, și indus. Da. Așa, ce zici? A rămas înghețat. Da, să nu facă infarct. A rămas blocat când a văzut că... I-a crescut energia și vibrația, n-a mai zis nimic, s-a oprit și de atunci asta ne-a mișcat. Hai să-l canalizăm, ne-a mișcat așa. Ok. Stabilește o legătură telepatică. Foarte protejată. Da. Număr de la 1 la 3 și lași entitatea Alfa Dracu să vorbească. 1, 2, 3. Bună. Ce s-a întâmplat cu tine? Vrei să te îmbolnăvești? Eu nu mă îmbolnăvesc. Nu? Păi și atunci de ce ai amuțit? Nu vreau să-i fac pe plac sufletului. Ce-i faci pe plac dacă ești mut? Îi faci pe plac dacă vorbești? Îi faci pe plac sau cum? N-am ce să vorbesc cu el. N-ai ce să vorbești. Dar tu bun simț, eu știu cum să zic, nu ai? Adică să răspunzi dacă te-a întrebat ceva? Nu vreau. Nu vrei? De ce nu vrei? De ce să-i răspund? Că te-a întrebat. E amenințător acum pentru mine. Cum să fie amenințător pentru tine? Păi până acum cine amenința? Ce a spus el? Ce a spus? Că nu mai e de acord cu nimic. Păi da, și de ce să fie amenințător? E un drept al sufletului, al oricărei ființe din cosmos. Amenințarea e la adresa mea. Nu va mai fi hrana mea. Înțeles. Dar dreptul fiecărei ființe să-și creeze realitatea și să înțeleagă ce îi se întâmplă, să se trezească, cum spunem noi. Aici nu trebuie să știți de drepturile voastre, ce sunteți sub controlul nostru. Hai mă, dar ce suntem, mă? Unde suntem noi? În pușcăria universului? În casa noastră. Da, e casa voastră asta și voi așa tratați oaspeții? Nu sunteți oaspeți. Da, ce suntem? Animale. Da, și voi ce care sunteți? Care ne hrăniți pe noi. Da? Păi ce sunteți, floricelele universului? Zeii voștri. Uai, păi așa arată zei? Un zeu cu draci, cu coarne și cu violențe și să zei violenți? Să știi că-mi place energia ta de furie. Dar eu nu sunt furioasă, deloc. Nu. Poate un pic ironică, ești. Confunzi. Ești. Poate puțin ironică, ce zici. Hai că mă hrănesc cu tine. Ia și hrănește-te, că îți dau eu acum. Ia ce-ți dau eu acum, ia și bagă pe gât. Ha, îți dau. Nu asta. Îți dau ce am eu mai, ce nu am asta. Eu mai de preț. Ia și înghite, ha. Păi te hrănesc eu, de ce să... Dacă spui că ți-e foame și că vrei, te hrănesc. Ia și papă. Oprește-te. Păi dar cum vrei să facem atunci? Cum vrei să facem? Deci asta ziceam. Noi suntem pe planeta voastră?
Da. Ce spune? Ok. Dar ce am aterizat noi pe planeta voastră? Asta nu înțeleg eu. Ce o căutăm noi aici? De curiozitate, alții ați fost atrași. Păi și atunci? Vă asumați experiența avem? De aici. Da. A, păi, și care e experiența de aici? Tocmai, uite, unii, mai puțin, dar am în scenariile noastre, să fiți hrana noastră. Serios? Da, de voi sunteți zei? Noi vă creăm scenarii de experiențe, trebuie să ne mulțumiți. Da. Mm-hmm. De aceea și noi... vin aici multe suflete, pentru că vor să trăiască aceste experiențe. Da? Noi vi le dăm. Înseamnă că sufletele astea sunt cel puțin masochiste. Ca să vrea să vină să trăiască mizeriile astea. Sunt naive, nu știu unde intră. A, păi azi e așa. Deci așa asumă, pentru că pentru ele este o clipită, ele își asumă toate aceste vieți. Mm-hmm. Așa cum sunt ele, pentru ele, pentru sinele lor, care are o perspectivă mult mai înaltă, care le lasă să vină aici, este o experiență din care învață. Așa este. Și mai este și o metodă. Noi vă ajutăm să treceți prin aceste experiențe, deci trebuie să ne mulțumiți. Auzi-mă. Și ne mulțumiți prin hrana pe care ne-o dați. Uh-huh. Auzi, dar te-ai gândit că totuși sufletele care vin aici culeg informații despre lumile pe care voi le-ați creat, despre iadurile acestea. Te-ai gândit la lucrul ăsta? Că ele sunt la muncă. Și nu pentru voi. Și muncă, nu pentru experiență, voi. E experiență. Că e muncă, că nu e muncă, e experiență. Ele, sufletele, sunt albinele creației. Așa. Albinele sursei. Să fie. Așa, sursa. Prin să vină cât mai multe. Așa supraviețuim și noi. Dar să vedem cât o să mai supraviețuiți. Rămâne de văzut. Da. Vrei să spui că toți murim? Nu. Nu moare nimeni. Totul se transformă. A, nu deci știi lucrul ăsta, da? Da. Nimeni nu moare. Așa este. Totul se transformă. Așa cum și tu și prietenii tăi să vă transformați. Atunci unde e supărarea ta, că nu te înțeleg? Păi unde sunt eu supărat? Unde e supărarea ta? Eu nu sunt supărată. Ia uite ce bucuroasă sunt. Mai ales de că... De ce nu lași sufletul să experimenteze aici? De eu nu-l las. De cum o să? Nu-l las eu pe suflet? Partea lui fizică a cerut ajutorul. Vrea să se cunoască, vrea să înțeleagă în ce lume este. Pentru ce a venit. Sufletul. Se trezește sufletul. Partea lui fizică a cerut asta? Da, partea lui fizică a cerut asta. Ce crezi că mă apuc eu să strig cu vuvuzela? Pe YouTube, ești destul vine, de intruzivă. Ești destul de intruzivă. Sunt așa cum sunt, cum mă vezi. Fiecare e cum este, da? Și tu ești cum ești. Ce zici? Da. Suntem așa. Diferiți. Păi sigur. Fii atent, și asta ziceam, că eu sunt foarte bucuroasă. Lasă-mă să vorbesc. Mai, apropo de totul se transformă, pentru că am ajuns la punctul, într-un punct al discuției, în care tu și prietenii tăi de consiliu de încarnare urmează să vă transformați. Ce ziceți? Ce ziceți? Nu e momentul să ne transformăm. Alegem noi când să ne transformăm. Da? Când și sufletul alege să se trezească la un moment dat. Sau poate coordona de sine se trezește. Nu știu asta. Dar nu vreau să mă transform acum și nu mă voi transforma acum. De serios? Dar tu l-ai întrebat aici când i-ai făcut și la toate sufletele le întrebați? Dacă când le faceți scenariile astea și îi puneți să omoare, să căsăpească, să te, așa, să tragă, să ce suporte, ce suportă, îi întrebați dacă vor atunci pe suflete? Le-ați întrebat? Mai da din nas. Asumă-ți. Ia trebuie să întreb. Ia întreabă sufletul. Ce vrea să facă cu voi? Știi că sunteți la mâna sufletului acum. Ce vrea să facă sufletul? Întreabă-l și spune-mi și mie. Nu-mi place ce aud. Nu? Ce a zis sufletul? Vrea să dispărem. Oh.
Sufletel, ia, să arată-le, lăsăm fă, în pace. arată-le lumina, sufletel. E cam greu asta aici. Unde? Să vă lăsăm noi pe voi în pace. E cam greu, nu da. Știți ce cereți. Da? Ia uite ce-i spun eu sufletului. Deschide, activează N-aveți portalul. Nicio șansă ca să vă lase vreo entitate de aici. Din toate celelalte care sunt aici, pe Terra. Și vă pot manipula. N-aveți nicio șansă să vă lase în pace. N-aveți nicio șansă ca să nu fiți interferați deloc. Nicio șansă. Dar nici voi nu mai aveți vreo șansă. Tu și cu ăștia de aici, care sunteți, aveți șansa luminii. Una singură, o singură șansă. Sunt mai atât de mulți paraziți pe aici că n-aveți cum să este. Fiți interferați. Vă curățați, vă spălați, dar în scurt timp vă interferați la loc. Și ca oameni ne spălăm, să știi. Nu suntem puțin ca voi. Unii se spală mai rar. A? Ce? Unii se spală mai rar spre ca voi așa, rar. Deloc, aproape de v-ați înnegrit. Sunteți negri, tăciuni. Măr de la 1 la 3. Suntem. Păi asta, exact. Măr de la 1 la 3 și mă lași cu el la 1, 2, 3. Ela. Scoate afară toate rezidurile, arde amprentele, Ela. Ridică-ți vibrația. Da. Foarte bine. Ziceam că sufletul îi spusesem să își activeze portalul. Da, și așa, portalul primordia. De lumină pură. Mm-hmm. Îl deschide. Mm-hmm. Și bagă pe toți. Dar nu numai pe ei. Și contractul. Și să ceară cu să-i vină toate contractele, cu toate consiliile de încarnare prin care a trecut. Da. Și cu toate, contracte și consilii, entități, da? Toți. Da, de pe toate liniile temporale, din toate existențele, din toate consiliile, da. Toate vin cu toate entitățile și acestea și toate celelalte care au fost și care urmau. Da, și le arde, le dizolvă, le anulează, le decrează. Foarte bine. Iar pe aceștia acum, îi împinge toți, pe portal. Da. Da. Ok. Acum sufletul, cum este el? Cum se simte? Încrezător, stăpân pe el, spune. Da. Liber. Uh-huh. Da, se simte minunată. Hai să vedem dacă mai avem vreo entitate. Venim aici acum. Uh-huh. Numără, te rog. 1, 2, 3. Da, ok. Ce mai văd? Mai văd un lux. Da? A scăpat atât. Ăsta? Un lux. Luxul de la botez, da? Da. Nici mantidă nu mai văd. Nici mantidă, nici nimic. Nici nimic, da. Un lux. Hai să ceară și contractul luxului. Da, cere și lui. De pe această viață. Anulează și ritualul botezului cu toate semnificațiile lui energetice. Îi retrage toată energia furată prin acest ritual. Își retrage numele și semnificația energetică a numelui care i-a fost dat la botez. Ok. Da? De ce face asta? Să ne spun. Pentru ce că a primit un nume de la preot când a fost botezată. Ah, nu era de la părinți? Era cel din certificatul de naștere de la părinți, iar preotul i-a mai dat un nume, Mihaela. Da? De Mihai. Mihail. Un nume de sfânt și îl anulează. Foarte bine.
Te curăți cu lumină pură, de cea mai înaltă vibrație. Îți îmbracă gâtul în lumină pură, de cea mai înaltă vibrație și energie vindecătoare și regeneratoare. Astfel încât să se poată regenera toate celulele gâtului tău. Și pieptul, gâtul, nasul, trahea, esofagul, nasul, sinusurile, da, ochii, capul, urechile, tot până în stomac. Și plămânii la fel. Da. Ok. Deci ziceam că așa, ars botezul, ars numele. Da. Da, de popă. Da. Numele energetic dat de popă, la botez, la ars, la dizolvat. Ok. Și contractul cu acest lux, la fel, la ars, la dizolvat, la decreat, la anulat. Și acum să activez portalul. Îl bagă și pe el pe portal. Da. Așa, da. Da. Și acum hai să vedem implanturi, dacă sunt sau au fost ele. La glanda tiroidă, văd, la gât, la plămâni, inimă, ficat. Și pe intestinul subțire mai văd. Și pe vezica urinară mai văd. Toate aceste implanturi pe care le-am văzut, le scoate afară, le arde, le dizolvă, le decrează. Și peste tot în loc își pune lumină pură vindecătoare din centrul inimii ei, astfel încât o crește și curăță și purifică fiecare celulă, fiecare organ. Începe cu capul, ochii, nasul, gura, gâtul, urechile, umerii, brațele, spatele, spatele, coloana vertebrală, mușchii spatelui, sistem osos, sistem muscular, sistem venos, sistem nervos, sistem limfatic, sistem endocrin, sistem digestiv și sistem reproducător, esofag, trahee, plămâni, inimă, stomac, ficat, pancreas, vezica biliară, intestin subțire, intestin gros, rinichi, uretre, ovare, trompe, uter, coluterin, tot bazinul și picioare până în tălpi. Se curăță, se purifică fiecare celulă, organ cu lumină pură. Se tapetează fiecare celulă și organ cu lumină pură, se dizolvă toate energiile stagnante, blocate, toate amprentele energetice, toate rezidurile, urmele, toate efectele în fizic, oricare ar fi ele. Așa se pansează cu energie vindecătoare, regeneratoare, de cea mai înaltă vibrație, astfel încât totul se echilibrează și se armonizează complet cu toate organele, cu toate funcțiile și cu toate sistemele corpului, astfel încât să fie în perfectă armonie și echilibru. Și se regenerează complet totul. Curăță și purifică și mintea și corpul emoțional de toate emoțiile, amintirile, traumele, trăirile, sentimentele, emoțiile negative induse, care nu-i aparțineau din amintiri false, toate punțile cu toate celelalte vieți, din minte toate programele, toate gândurile, ideile induse de orice fel, toate se curăță, se purifică, sunt scoase afară toate fricile, toată neîncrederea în sine, toată rușinea,
toată vinovăția de orice fel, peste tot în loc pune iubire pură, încredere în sine, determinare, curaj, voință, discernământ, claritate mentală, iubire de sine. Mai văd neacceptare de sine, neacceptarea corpului. Nu se simte bine în corpul ei. Aici punem un filtru de iubire prin care să se privească, prin care să se accepte, să înceapă să se iubească, astfel încât să transforme acest corp în ceea ce ea își dorește prin determinare și voință. Ok. Acum echilibrează toate corpurile energetice împreună cu energia masculină, energia feminină, pe care le curăță, le purifică și pe acestea și le integrează și echilibrează corpul energetic cu cel emoțional, cu corpul mental și cu corpul sexual. Toate acum sunt echilibrate și armonizate, curățate și purificate și luminoase. Da. Dacă relația cu mama este bună, vreau să știu dacă este o relație karmică și dacă mă influențează în relațiile cu alte persoane, special partenerii de viață. Da, este karmică și da, influențează pentru că se lasă influențată, nu se simte ea suficient de stăpână pe ea și are nevoie ca altcineva să ia decizii în locul ei sau să părerea altcuiva, și în primul rând a mamei, da? Nu are încredere în deciziile ei. Scoate afară acest program, exact. Și arde această karmă, arde aceste punți, această relație nocivă. În acest sens nociv. Uh-huh. Face o sferă cu informație. Da, și o trimite mamei. Uh-huh. Îi spune că o iubește și cere iertare, o iartă și anulează, decrează, dizolvă toate contractele, toate acordurile, permisiunile, promisiunile, jurămintele, toată karma adunată între ele. A avut 14 vieți împreună. Deci 14. Da. Anulează, decrează totul și se eliberează și spun că de aici înainte vor experimenta libere fiecare, fără nici o altfel de influență asupra ei. Și că ea își crește încrederea în ea și în deciziile ei. Da. Okay. Bine. Relația cu fratele, dacă este karmică, uneori simte că o trage în jos, parcă și puțină invidie. Este o la fel o relație de atașament, de el așteaptă ajutor din partea ei, așteaptă tot timpul să-l sprijine, ca și cum ea ar fi datoare cu ceva, iar ea își vede de viața ei. El are această, cum să spun, intenție de a se victimiza. Și are și această pretenție de a face altul, de a-i da altul, de a face altul. Da, de a face altcineva în locul lui, sau dacă altcineva are datoria de a-i da și lui. Uh-huh. Așa privește el lucrurile. Uh-huh. Macar privește greșit. Da. Relației karmică, spui el, câte experiențe au mai avut? 8. Alegerea de a se întâlni în această experiență aparține la Alfa Draco și ea care erau acolo, care au scris scenariul, da? Da. Să-i facă și lui da, o sper cu informații, așa. Da,
îi cere să vină toate contractele care le-au avut împreună până acum, le arde, le disolvă, le anulează împreună cu toate acordurile, înțelegere, permisiunile, promisiunile, jurămintele, arde toată karma creată între ei, toată energia creată, o arde, o disolvă, îl iartă, îi cere iertare și îl eliberează și se eliberează unul pe altul și îi trimite multă, multă iubire. Foarte bine. Deci am făcut două avorturi, vreau să se verifice dimensiunea în care se află sufletele copiilor și dacă sunt eliberați de către mine și partenerul de atunci, din acel moment. Sunt încarnate deja ambele suflete. Sunt... Deci erau suflete, da? Da. Au fost suflete. Sunt da. Suflete. Da. Așa. Le trimite sferă de lumină pură și iubire și anihilează, dizolvă orice s-a creat între ele ca și karmă, contract, de orice fel și le eliberează complet și le trimite iubire pură. De asemenea și partenerului de atunci, da? Îi trimitem și lui o sferă de informații să facă și el la fel și cu el arde, dizolvă și decrează tot ce s-a creat între ei ca și karmă și, sau contract. Și îl eliberează și pe el, cere și iertare. Și face acest lucru cu toate sufletele pe care le-a întâlnit în această viață, sub orice formă de relație, inclusiv ca și clienți. Tuturor sufletelor le trimite informații, bule cu informații și le cere iertare, spune că iartă și că decrează și anulează orice înțelegeri, permisiuni, promisiuni, jurăminte, contracte făcute vreodată în toate existențele lor pe unde s-au întâlnit și anulează, dezolvă toată karma creată între ei și le trimite iubire tuturor. Ok, zice, vreau să știu de ce mă ascund în spatele kilogramelor în plus în această existență. Are nevoie să se simtă protejată, asta am spus-o și înainte de sesiune. Simte cumva frica din viața aceea cu care făcea punte, care am văzut-o la început, cumva simte frica celor pe care i-a ucis acolo și acea nesiguranță. Da, că umbla de colo-colo, din pădure, stătea, tot se ascundea tot timpul, da? Da, de frică și de nesiguranță, nu avea curajul să meargă între oameni în societate, de frica că va fi omorât și nu se simțea, pe el nu-l proteja nimeni, așa cum el a protejat acolo pe mulți alții, el nu avea acea protecție și tot cu acea viață face punte, această emoție și i-a dusă și în prezent. Da, dizolvă, arde, decrează, anulează totul, toate aceste amintiri, toate aceste punți, toate aceste emoții, trăiri, sentimente de orice fel, le anulează, le decrează și ea trebuie să știe că este autosuficientă și să aibă mai multă încredere în ea și curaj. Și să facă schimbări, da? Poate și în modul de alimentație, să consulte un medic, un nutriționist, eu știu, ceva, să înceapă să facă ceva, dacă vrea să schimbe, da? Da. Bine, vreau să știu dacă alopecia din față este, din frunte de aici, așa, este genetică sau are o legătură karmică? Asta am vorbit, că e seamănă, seamănă cu chinezul din... Acea viață, da. E karmică. Da. Vreau să știu dacă sufletul fostului soț, decedat în 2021 și divorțat în 2010, mai are vreo legătură cu mine. Deci dacă sunt legături, stringuri de acel suflet. Sunt stringuri de la ea către el. Așa. Să le taie, da? Ea nu i-a dat drumul emoțional. Ea încă simte afecțiune, are încă emoții,
amintiri frumoase, deci un atașament văd aici. Cum? Mi-a spus că a simțit după câteva luni de căsnicie că nu era locul în acea căsnicie și a vrut să plece, dar de rușine l-a plecat. Da, dar el era un suflet bun care n-a tratat-o urât și totuși s-a creat un atașament între ei. Deci mai are nostalgiile ei, da, să zicem, ceea ce înseamnă stringuri energetice. Da, da. Da, le rupe, le arde, le dizolvă pe toate, anulează totul și trimite o bulă de informație pură și lui și anulează toate contractele, toată karma, toate permisiunile, promisiunile și îl eliberează. Îi cere iertare, îi spune că îl iartă de tot ce s-a creat între ei și trimite iubire. Se declară liber. Da. Ai zis să experimentezi. Da. Da. Bine, curățarea canalului de prosperitate și abundență, asta o facem când venim din sursă, curățarea casei, asta o facem iar. Dacă sufletul meu este împăcat cu ceea ce fac, ca și meserie, acum, sau ar fi mai bine să fac schimbări? Care este misiunea mea? Ia să vedem, ce spune sufletul? Care este misiunea lui ca suflet în această existență. Să culeagă informații și să plece. Exact. Să culeagă informații din această lume, să o transmită către sine și sursă. Nu? Spune că schimbările care ar trebui să le facă este în obiceiuri și în timpul ei liber. Da. Nu neapărat în meseria pe care o are. Asta nu neapărat trebuie să o schimbe, dar în ceea ce face în afara locului de muncă, da? În timpul ei liber și în obiceiuri. Aici, aici are multe de schimbat, spune. Ok. Vreau să știu dacă mă sabotez sau mă las deschisă pentru a avea o relație cu cineva în această existență. Ce mă împiedică? Se autosabotează. Nu, nu se vede suficient de frumoasă, nu se vede suficient de bună. Crede că nu poate oferi totul așa cum ar putea oferi alta. Se compară și nu se vede întreagă, adică... Nu se vede destul de bună. Exact, suficientă, spune. Dar, dragă Tina, dacă tu nu te vezi destul de bună, nu se vadă nimeni altcineva destul de bună, da? Da, deci trebuie să schimbe perspectiva prin care ea se privește pe ea. Și pe urmă și ceilalți... Trebuie să știe că cei din jur o privesc exact așa cum se privește ea. Și cum se prezintă și cum energia pe care o lasă. Și să... cei din jur cred despre ea fix ceea ce ea crede despre ea. Mm-hmm. Sau și mai multe, da? Mai au și părerile lor proprii. Și asta să înțeleagă toată lumea. Dacă nu avem fericire în viață, este pentru că noi nu acceptăm fericirea. Și dacă cineva nu ne iubește, este pentru că noi nu ne iubim pe noi. Deci totul începe de la noi și din interiorul nostru și de ceea ce simțim, ceea ce noi simțim, transpunem în realitatea noastră, în viața noastră. Ok. Astea au fost puncte. Da. Acum hai să vedem dacă rețelul este... pregătit? Da, este pregătit. Să meargă, să împânească cu sine de cel mai înalt, numărul a treilea și merge în sine. Păi, trei. Da. Este un sine de 12. Cheamă și mintea, cheamă și corpul emoțional. Le curăță, le purifică prin zid de lumină pură,
le deprogramează, le șterge de toate amprentele energetice, implanturile, de orice, purificate, curățate, le integrează și se unifică cu sinele. Și acum sunt o conștiință unificată. Da. Și caută matricea, oricine vrea. Suprapune peste matricea ei, care vine, și corectează toate codurile. Da, corectează toate codurile la forma originală și integrează această matrice. Hai să spunem, declarația de suveranitate, la declară aici și acum și pentru totdeauna, că anulează și decrează orice contract, promisiune, permisiune pe care l-a făcut, orice ființă cu plus sau minus sau neființă, orice linie temporală adevărată sau falsă și în afara timpului, în orice punct de pe linia experiențială, fie corp ceresc cu plus sau minus sau spațiu dimensional cu plus sau minus, șterge toate amprentele de pe oriunde a trecut, cheamă bucățile de suflet, fragmentele, le purifică și le integrează, cheamă fragmentele de ADN, le purifică și le integrează, extrage informația din orice bază de date, copie, oglindire, biblioteci akashice, calculatoare cuantice până în ultimul creator. Am zis că își retrage. Ce face cu linia experiența? O arde. Ok. Haideți să vedem o experiență care a plăcut undeva, Ela. În 6D. Mi-a apărut constelația iepurelui. Iauzi. Foarte bine. Da, este din credințele ei ca chinez, ca virgulă, chinez de acolo. O planetă de 6D unde vrea să se întoarcă, unde a experimentat înainte de a veni pe Pământ, printre ultimele experiențe, nu chiar ultima, dar printre ultimele, și vrea să se întoarcă înapoi acolo, în acea vibrație, în acea planetă în care totul este spiritual. Nu există tehnologie, văd. Totul este doar spiritual și în perfectă armonie cu natura. Sunt ființe inteligente, dar fără dezvoltare tehnologică, care se folosesc strict de conștientizare de spiritualitate. Ok. Acum, hai să vedem la câte experiențe am avut pe Pământ, câte în Univers. 894 pe Pământ, în acest Univers 15.600, și provine din alt Univers unde a avut 180.000 de experiențe. Foarte bine. Hai să-și facă, să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. De asemenea, ela să-și facă pula de materializare aici, în sursa primordială a creației, în care își pune proiectele, ideile, ceea ce vrea să transpună în plan material, din planul mental. De asemenea, ne uităm și noi la bulele noastre, ne energizăm, concentrăm. Și acum număr de la 1 la 3 la și venim aici și acum. 1, 2, 3. Tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ceea ce am văzut, ce am investigat. Cu botezul la și ritualele ars, da?
Da, astfel dizolvat, dizolvă încă o dată toate ritualurile, toate bătăzile, toate ritualurile religioase sau nereligioase făcute în orice fel de circumstanțe. Anulează, dizolvă, decrează totul. Da? Bine. Își facă sferele generaționale și trimite una pe arborul genealogic din partea mamei, alta pe arborul genealogic din partea tatălui. Da, pe partea mamei merge până la generația 42. Așa. Iar pe partea tatălui 27. Oricum mult s-a transmis, foarte mult s-a transmis prin ADN de la părinți. Tatăl i-a trimis, da, odată cu toate sufletele și informații. Da. Hai să curețe casa, Ela. Da, curăță casa, dă cu bombe peste tot și noi și ea. Tapetează perenții, podeaua, tavanul, dizolvă toate energiile stagnante, blocate, toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, închide toate portalurile impure de peste tot. Toate entitățile prezente în casă le bagă pe portalul ei de lumină pură, de cea mai înaltă vibrație, până în sursa primordială pură. Curăță și purifică canalul abundenței pe care îl lărgește, îl deschide larg, astfel încât toate energiile abundenței pure, fericirii, sănătății, prosperității vor curge în viața ei neîncetat. Da. Vreau să transmită ceva? Am mai transmis, dacă mai are de transmis. Încredere. Ceva. Mult mai multă încredere și determinare, spune. Ok. Noi mulțumim sufletearului tinei pentru această călătorie și invităm să amnece ușor în corpul fizic.